trebuie să facem noi e unic. Știi, ca atare trebuie să desenăm partea noastră din piață în așa fel încât să fie simplu pentru toți ceilalți cu care funcționăm. BID este un proiect cu foarte mare impact. Eu așa l-am văzut, de aceea m-am și alăturat echipei. În urma atâtor proiecte pe care le-am coordonat în activitatea mea, sper să fiu de real folos în acest proiect. Din punctul meu de vedere, cred că este perioada cea mai frumoasă, aceea de construcție, tot ceea ce înseamnă partea de operațiuni, de produse, de creație. Am ales să fim parte dintr-un exercițiu pornit de la zero, de plin conștienți că va fi o provocare și cu șanse foarte frumoase de succes. Reputația va fi extrem de importantă, partenerii vor fi extrem de importanți. Pentru instituțiile financiare internaționale, Banca de Dezvoltare va fi un partener cheie. Poate să dezvolte acele sectoare, să participe la dezvoltarea acelor sectoare pe care statul, guvernul, instituțiile statului le consideră prioritare. Și cred că ăsta este rolul cel mai important și așa trebuie perceput. Rolul băncii de investiții și dezvoltare, practic, va fi de a cataliza elementele care au rămas încă neacoperite. Banca va trebui să aibă un impact semnificativ în finanțarea IMM-urilor, în finanțarea proiectelor strategice pentru economia românească. Banca va trebui să fie de referință pentru întreg sistemul bancar. BID trebuie să fie o bancă a economiei, BID trebuie să fie o bancă a antreprenorilor, BID trebuie să fie o bancă a proiectelor importante de infrastructură, BID trebuie să fie, așa cum îi spune numele, o bancă a investițiilor și a dezvoltării. Această provocare și acest proiect ambițios sperăm să fie un succes.